În ultimele duminici am avut un studiu despre spiritualitate dincolo de obișnuit și am vorbit despre cum să te rogi ca să fii ascultat, cum să citești Biblia ca să-ți vorbească Dumnezeu prin ea, cum să postești ca lucrurile să se schimbe și în ziua aceasta în câteva gânduri despre cum să dăruiești ca să fie primit. Cum să dăruiești ca să fie primit? Poate ați auzit vorba aceasta, nu contează cât dai, nu contează cum dai, nu contează unde dai, important este să dai. În această zi vreau să vă spun un lucru, Dumnezeu așteaptă de la noi să dorim în conformitate cu Scriptura, în conformitate cu ceea ce spune El în Scriptură. Și mesajul se intitulează, cum să dăruiești ca să fie primit? Cum să dăruiești ca să fie primit? Trei lucruri te rog să le notezi în sufletul tău, care sunt foarte importante atunci când vine vorba de dărnicie, ca dărnicia noastră, jertfa noastră să fie primită înaintea lui Dumnezeu. În primul rând, dăruiește după cum și Dumnezeu îți dăruiește. Primul lucru pe care te rog să-l ai în vedere atunci când dăruiești, este să dăruiești după cum și Dumnezeu îți dăruiește. Zice Sfântul Apostol Pavel în 2 Corinteni, capitolul 8, că Iisus Hristos, care a fost bogat și este bogat, s-a făcut sărac întrupându-se, ca noi să fim îmbogățiți prin El. De asemenea, spune Pavel, fiecare să dea după măsura puterii lui. Cu alte cuvinte, când te uiți la tine, la felul în care Dumnezeu te-a binecuvântat pe tine, dacă zici, da, de la Dumnezeu am ceea ce am, prin mâna lui Dumnezeu le-am pe toate și dacă Dumnezeu mi-a dat ceva, îi dau și eu Domnului din ceea ce El mi-a dat. Vă rog să rețineți, nu poate să dea decât omul care crede că a primit ceea ce are de la Dumnezeu. Omul care zice, ceea ce am, am pentru că sunt harnic, ceea ce am, am pentru că știu, sunt descurcăreț, omul acesta asta nu va da. Omul care zice tot ce am, am din mâna lui Dumnezeu, omul acela va dărui cu generozitate. De fapt, omul care nu poate să dea, el spune prin atitudinea lui, pentru că se spune în viață că vorbele nu valorează nimic câtă vreme nu sunt justificate de comportament, de fapte. Omul care zice, da, Dumnezeu în sus și în jos, dar este zgârcit din calea afară când vine vorba de Domnul, spune, de fapt, știi, Dumnezeu nu este important pentru mine și mintea mea, hărnicia mea, dibăcia mea, nu am primit nimic de la Domnul. Uită-te la tine în dimineața acestei zile, dacă ești un om care dăruiești pentru Domnul, înseamnă că tu ești omul acela care zici, da, tot ce am, tot ce sunt, îi datoresc lui Dumnezeu, pe toate le-am din mâna lui Dumnezeu. Dacă ești un om zgârcit față de Domnul, ți-e tare greu să dai și un leu. Apropo, în urmă cu ani de zile m-am dus cu un frate păstor să facem cumpărături. Se apropiau sărbătorile de Crăciun și am avut 3 plase de bani. Când am deschis plasele, s-au speriat cei de la caserie acolo. Numai de un leu era. Fără să stea pe gânduri, zice, voi veniți de la biserică, așa-i? Iubiții mei, omul care primește de la Domnul tot ce are, zice, Doamne, din ceea ce Tu mi-ai dat, îți dau înapoi. Și încă ceva, Dumnezeule, după cum Tu îmi dai mie, îți dau și eu ție. Pavel zice, Hristos a făcut sărac pentru noi. El a fost bogat, dar s-a sărăcit pe sine însuși ca noi să fim bogați, noi să fim binecuvântați și după cum Domnul ne dă nouă, tot astfel să dăm și noi. Cât să dai pentru Dumnezeu? După cât ți-o dat ție Dumnezeu. După cât te-o binecuvântat pe tine Dumnezeu. Dacă zici, eu n-am nimic de la Domnul, să nu dai nimic. Dacă zici, ceea ce am de la Domnul, dăruiește în măsura în care Dumnezeu te-a binecuvântat pe tine. A fost odată la o biserică și a cântat un frate. Se vedea că nu duce chiar o financiară, mi-am dat seama asta după ceasul pe care îl purta la mână. După aceea fratele păstor m-a asigurat că nu duce rău financiar deloc și o cânta cântarea, eu n-am ce-ți da, eu n-am ce-ți da decât inima mea. Zice păstorul către mine, să-l ierte Domnul frate. Dar el era foarte convins de ceea ce cânta, așa cu un ceas foarte frumos pe mână, care arăta că e o leacă dintr-un alt film, dar el n-are ce da decât inima lui. Frații mei, Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că cel care își dă inima lui Dumnezeu, cum zice Pavel în textul din 2 Corinteni 8, se dă mai întâi pe el însuși lui Dumnezeu și apoi ceea ce are pune în slujba lui Dumnezeu. Primul principiu pe care te rog să-l reții în această zi când vine vorba de a dărui ca să fii primit este să dăruiești după cum și Dumnezeu îți dăruiește ție. Geneza 28 spune Scriptura că Iacov fuge de fratisul care vrea să-l omoare și se întâlnește cu Dumnezeu și zice în felul următor, Dumnezeule, dacă vei fi cu mine în călătorie, dacă o să am ce să mănânc, o să am ce să îmbrac, dacă o să mă păzești de tot ce este rău și o să mă întorc cu bine acasă la tata, îți voi da a 10-a parte din tot ce îmi vei da. Cu alte cuvinte, să spui în dimineața acestei zile tot ce am, am din mâna lui Dumnezeu. Noi ca și biserică
predicăm acest lucru, că e potrivit Scripturilor și practicăm lucrul acesta, să dăruim 10% din tot venitul nostru. Pentru că tot ce avem, avem din mâna lui Dumnezeu. Te încurajezi și tu să dăruiești ca să ai răsplată dincolo. Și Dumnezeu să spună, uite, nu degeaba îl binecuvântez. Nu degeaba îl binecuvântez că omul acesta nu-și închide inima față de mine și lucrarea mea. Cum să dăruiești să fii primit în primul rând? Dăruiește după cum și Dumnezeu îți dăruiește ție. În al doilea rând, dăruiește pentru Dumnezeu fără părere de rău. În al doilea rând, dăruiește pentru Dumnezeu fără părere de rău. Spune Scriptura că fiecare dintre noi să dăm cu bunăvoință, fără părere de rău. Pentru că cel ce dă cu bucurie este iubit de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cât dai? Cât dai un procent? Cât dai 5? Cât dai 10? Cât dai 15? Cât dai ca John Rockefeller 10%, cel mai bogat om din toate timpurile, 10% lună de lună la biserică și 6% faceri de bine în stânga și în dreapta? Tot ce dai, să dai fără părere de rău. Adică nu-i ceva de genul, mă bat frații la cap. Mă bate la cap nevastă mea, bărbatul meu, nu știu, mă influențează prietenii, cunoscuții și atunci dau, dar după aceea să spară rău. Mi-a povestit un frate că a fost la părtășie, undeva în Europa se întâmplă asta, și păstorul a dus în fața bisericii un caz mai special, era un copil bolnav, și zice, așa de tare m-am emoționat, frate, încât am dat toți banii din buzunar, 500 de euro. Când am ajuns acasă, am început să am palpitații. Mă, dar păi ce ispită făcure? Am rămas fără bani. Toată noaptea n-am putut să dorm. Gata, gata, am fost să mă duc să spun, frate, păstor, m-am pripit. Las măcar 100, așa, dar restul e așa. Atât de rău mi-a părut, frate, zice, n-am mai avut liniște și pace. Când dai ceva, dă de dragul lui Hristos și nu te mai gândi la ce ai dat, că ascultă-mă, ceea ce tu dăruiești pentru Domnul, Dumnezeu notează și Dumnezeu îți va răsplăti. Unul dintre cele mai fantastice texte din Scriptură este din 1 Cronici 29. David este pe punctul de a pleca în veșnicie. Și David, care toată perioada aceea de maturitate a lui nu face nimic altceva decât să poarte războaie, și interesant, uitați, vedeți în cartea lui Dumnezeu, tot câștigul nu l-a luat pentru el, pentru familia lui, ce l-a dăruit pentru casa lui Dumnezeu. Tot ce-o cucerit de la vrăjmașii Domnului, totul dăruit. Și acum pe patul morții, după vreo 20 de ani în care tot ce câștigă, și era un mare războinic, dăruiește pentru casa lui Dumnezeu să se facă un templu la Ierusalim. Spune Scriptura că în ultimul moment, plin de bucurie, zice, ascultați ce spune el, în dragostea mea pentru casa lui Dumnezeu pe care o va face fiul meu, dăruiesc Domnului tot aurul pe care l-am în casa mea. Vă rog să remarcați, nu zice un procent, 50%, 10-15%, zice, voi dărui pentru Domnul și dragostea mea pentru Domnul și casa lui, tot aurul din casa mea. Dar bine, bine, celălalt copilor, lasă că le va purta Dumnezeu de grijă. Tot aurul dau Domnului și încă ceva, nu doar tot aurul. Dau Domnului tot argintul și adună pe toți liderii lui Israel din vremea aceea și zice, uite cât ai eu pentru Domnul, dar voi ce faceți? Și Domnul le mișcă inima prin comportamentul lui David, prin exemplu, și zice, zic ei toți, și noi dăruim. Și zice, au dăruit cu inimă bună, plin de bucurie și Dumnezeu le-a primit jertfa. Ca să te primească Dumnezeu când dăruiești, bănuțul acela pe care îl dăruiești, lună de lună, cu consecvență, cu seriozitate înaintea Domnului, ca pe o jertfă adusă Domnului. Dragul meu, dăruiește după cum și Dumnezeu îți dăruiește. Dăruiește pentru Dumnezeu, fără părere de rău. Să nu-ți pară rău. Un frate mi-a povestit că a primit o mașină în numele Domnului. Frate zice, n-a trecut săptămâna și m-a sunat și a cerut înapoi mașina. Zice, nu a fost o mașină scumpă, dar zice, imediat, zice, frate, am rămas fără cuvinte. Și am stat și m-am gândit, așa e omul pe pământ. Dăruiește, Domnul cercetează și după aceea zice, bă, oare nu cumva m-am pripit? Frații mei, să dăruim fără părere de rău. Cât tu să dăruiești în fiecare lună, dăruiește cu bucurie. Doamne, timpul meu, resursele mele materiale, ceea ce am, dăruiesc cu bucurie. Și trei, cum să dăruiești ca să fie primit? Dăruiește ca un gest de încredere în Dumnezeu. Dăruiește ca un gest de încredere în Dumnezeu. Frații mei, zice Scriptura că cel ce se încrede în Dumnezeu, Dumnezeu îi va purta de grijă. Și acum Pavel spune în 2 Corinteni 8 ceva ce pe mine mă lasă fără cuvinte. Zice așa, frații din Macedonia au dăruit cu mare bucurie și zice cu bucuria lor și bogăția lor foarte mare. Așa spune textul. Ce sărăcia lor, mă dacă ziceai sărăcie, mai era cum era. Zice sărăcia lor, lucie și bucuria lor, peste măsură de mare, zice, au dat naștere la un belșug de strângere de ajutoare. Și Pavel mai zice ceva ca un har în fața lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, a dărui pentru Domnul și lucrarea lui nu este o risipă, nu este o pierdere de bani, este un har pe care Dumnezeu ne-l dă. Dar în momentul în care tu zici, Doamne, eu iau bănuțul meu și îl pun la dispoziția ta, știi ce înseamnă aceasta? Tu nu te mai încrezi în resursele tale, ci te încrezi în Dumnezeu.
Un frate avea o strângere de inimă foarte tare când era vorba să dea ceva pentru Domnul. Și la un moment dat îmi zice, frate Dan, zice, e adevărată vorba. Dacă dai, n-ai. Eu încerc să-l convinc că Domnul poartă de grijă. Da, frate, zice, dacă când îți bani acela mie în buzunar sau conturile pline, altfel se pune problema. Îmi dă siguranță. De fapt, asta este marea problemă. Banul pentru noi este o chestie de siguranță. Mă, în momentul în care nu ai bani, trebuie să strigi către Domnul. Doamne, dă-mi bani, dă-mi pâine pe masă, dă-mi sănătate. Dar dacă eu am bani deoparte, hai să fim serioși. Cinstit vorbim că suntem aici în prezența Domnului. Cum te rogi, de exemplu, când îți merge bine financiar? Dacă mulțumești Domnului, slăviți să fie Domnul. Dar cum te rogi când ai probleme financiare? Când simți tu așa că depinzi mai tare de Domnul? Frații mei, în momentul în care un om dăruiește, omul acela zice, Doamne, nu mă mai bazez pe banii mei, eu mă bazez pe Tine că Tu îmi vei purta de grijă. Ăsta e ca și exemplul acesta din Scriptura, fraților din Macedonia, care săraci lipiți pământului, dar plini de bucurie, fac o mare strângere de ajutoare, ca văduva săracă din Scriptură. Zice Scriptura că veneau bogați, aruncau acolo cu grămezile banii și vine și o femeie. Este văduvă, adică n-are soț care să o ajute financiar, este în vârstă, n-are nicio situație, nicio prosperitate materială și femeia aceasta zice, a aruncat tot ce a avut. Ca să mai trăiască. Și se pune o întrebare, bun, dacă o dat tot, din ce mai trăiește femeia aceasta? Cine-i poartă oare de grijă? Cel ce-i poartă de grijă este Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Frații mei, să ne ajute Dumnezeu să dăruim cu încredere în Dumnezeu, cu generozitate. Domnul să ne ajute la acest lucru. Și vreau să închei, pentru că nu vreau să trec peste întâlnirea noastră, timpul care ne-a fost stabilit, vreau să închei cu o întâmplare pe care mi-a povestit-o un frate. Tot așa au venit la adunare, se făcea o strângere pentru o lucrare specială și îmi povestește, frate Dan, zice, mi-a pus Domnul pe inimă să dăruiesc o sumă foarte frumoasă, erau aproape toate economiile mele, era un om de business, avea un atelier de tâmplărie și am avut așa pe inimă din partea Domnului să dăruiesc aproape toate economiile mele. Le-am dăruit cu bucurie și am zis, Doamne, ți le dăruiesc pe toate ție cu drag. Frate Dan, zice, nu a trecut o săptămână și am intrat în criză financiară. Am început așa timid și un an de zile emoționat această credă, am crezut că nebunesc. Începeau să nu mai vină comenzi, lemnul zice a început să se scumpească, lucrurile mergeau tot mai prost, angajații îmi cereau salarii mai mare și la un moment dat efectiv am fost în situația în care risca să mi se prăbușească tot business-ul. După câteva săptămâni în care lucrurile se agravau și câteva luni în care lucrurile mergeau tot mai rău, am început să mă gândesc, oare nu cumva ai fost, te-ai pripit, oare nu cumva te-ai grăbit, măi frate, nu cumva ai dat totul așa fără judecată, oare nu cumva ai făcut o mare prostie? Soția m-a și ajutat să înțeleg că am făcut o mare prostie. Din cauza ta, zice, n-avem cu ce să ne plătim ratele. Din cauza ta, uite, suntem la sapă de din cauza ta o să falimentăm. Măi bărbate, tu cu banii de a ne-ai băgat în faliment. Probleme. Ea îmi zicea una, eu mă gândeam, oare nu cumva am prăpătit familia. Pruncii se uitau la mine așa ca la un tată vinovat, ne-ai dat toți banii și ne-ai lăsat într-o situație delicată. Mă rugam, frate, dar posteam. Și cum mă rugam și posteam, mai pica câte un contract. Adică mai tăia câte un contract. Îmi dădea tot sub preț contractorii și numai nu mergea treaba. Un an de zile, frate, efectiv am zis, mă, nu mai pot. Am simțit că îmi pierd mințile. Doamne, se duce și business. Da, păi mi-a ajutat Dumnezeu într-un moment de disperare. Mi-a ajutat Dumnezeu și, no, fiu cumva până la urmă. Dar zice, îmi pregăteam actele de faliment, să închid firma. Și când îmi pregăteam eu actele de faliment, zice, în ultimul moment, a venit cineva și mi-a făcut o ofertă, un contract foarte frumos, undeva nu departe se făcea un hotel și aveau nevoie de dulapuri, aveau nevoie de anumite produse de lemn personificate pentru hotelul respectiv, zice, în ultimul moment când eram cu actele gata să închid firma, când ziceam, nu mai am de unde să-mi plătesc nimic, îmi ia și casa, îmi ia totul, pentru că m-am pripit, a fost o chestie emoțională, m-am luat după ceilalți, am dat toate economiile, uite, a venit criza peste mine și m-a lovit în freză. În ultimul moment am prins contractul acesta, frate Dan. 2 ani de zile am lucrat pentru hotelul respectiv, un hotel mare, și Dumnezeu mi-a dat nu numai cât am dat eu, mi-a dat mult mai mult. Dar dacă ai fi luat, zice, perioada aceea doar așa pe etape și ai fi zis, uite, perioada aceasta, o lună, două, trei și așa mai departe, ai fi zis, Domnule, nu funcționează nimic. Dar luat în ansamblu, vezi că de fapt Dumnezeu este Cel care poartă de grijă. Și am învățat un lucru foarte important, zice, frate Dan, când tu te pui la dispoziția Domnului, Dumnezeu nu se lasă dator. Cum să dăruiesc să fii primit? 3 idei scurte, dar mă rog să le sape Domnul în inima noastră, să le scrie Domnul în sufletul nostru. 1. Dăruiește după cum și Dumnezeu ți-a dăruit ție. 2. Dăruiește pentru Dumnezeu fără părere de rău. 3. Dăruiește ca un gest de încredere în Dumnezeu. Doamne, eu dăruiesc,
nu mă mai bazez pe resursele mele, că dacă m-aș baza pe mine, nu aș da, că ce-i mână nu-i minciună, dar, Doamne, eu dau bazându-mă pe Tine. Mai întâi de toate celelalte, încep cu Tine. Spune Scriptura că la un moment dat Ezechia, omului Dumnezeu, și-a propus să rezolve o criză financiară, și-a propus să rezolve o criză socială. Adversarii lui Israel au venit peste ei, au înconjurat cetatea, era mare foamete în cetate. Și ca nu cumva să se prăpădească poporul, s-a dus până acolo încât a luat toate darurile de la casa lui Dumnezeu. Efectiv s-a dus la caseria bisericii. Interesantă abordare. Și am stat și m-am gândit multă vreme, cum aplici asta la zilele noastre? S-a dus la caseria templului a bisericii din vremea respectivă și a luat tot aurul, tot argint, tot ce a fost acolo. Ba mai mult, spune Scriptura, s-a dus la ușile din casa lui Dumnezeu și a început să topească aurul de pe ușile casei lui Dumnezeu. Și a strâns aurul de pe acolo, de pe pereți. Știți ce a făcut cu el? L-a dat la vrăjmașul lui, ca nu cumva să vină împotriva lui să-l prăpădească. Și zice Domnul prin profet, auzi, de ce ți-e frică mai tare de împăratul care îți face război decât de Dumnezeu care este în control? Și am stat și m-am gândit, totuși, cum aplici asta în zilele noastre? Știi cum vine asta? Cei mai mulți dintre noi facem un lucru și dați-mi voie să fiu deschis cu voi. Cei mai mulți dintre noi dăm Domnului când vine vorba de banii noștri la final de socoteli. Prima dată te gândești, hai să fim cinstiți, trebuie să plătesc o rată. Asta e prima chestiune. Rata este prima obligație pe care o avem fiecare dintre noi. Vă rog să fiți atenți la cel la mine, nu la copil. Domnul să vă binecuvânteze. Rata este prima obligație pe care o avem. Domnule, trebuie să-mi plătesc rata, să nu-mi ia proprietatea. După aceea, datoriile. Trebuie să-mi plătesc datoriile ca, nu știu, să fiu om de onoare. După aceea te gândești, auzi, trebuie să-mi cumpăr mâncare, că o să trebuia să mănânc ceva. După aceea zice în felul următor, ok, ce facem în momentul acesta? Zice în felul următor, după ce îmi plătesc datoriile, după ce îmi plătesc ratele, după ce îmi plătesc utilitățile, ce mai plătești în momentul respectiv? Ce mai ai de plătit? Și dacă rămâne, ce mai facem? Aducem și la casa Domnului cât putem. Eu vreau să te întreb, hai să fim cinstiți, oare nu asta facem cei mai mulți dintre noi când îl punem pe Domnul pe ultimul loc? Mă, frate, la mea banca casa, vine împăratul și îmi face război și topesc aurul de pe ușile casei lui Dumnezeu. Da, dar vin datornici și îmi zic, dă, Domnule, că nu știu ce. Și mai iau câte, nu știu, un aur de pe fereastra casei lui Dumnezeu. De fapt, marea problemă este în cine te încrezi. În momentul în care zici, Doamne, eu față de Tine mă achit în primul rând, zici, Doamne, știi ceva, eu nu mă încred în împărați, nu mă încred în afaceri, nu mă încred în mine, mă încred în Tine. Știți ce s-a întâmplat? Ăștia pe care au încercat el să-i îndulcească, nu au trecut decât câțiva ani de zile și ăștia au venit și au făcut război și ăștia au cucerit Ierusalimul. Și ăștia zice, i-au dat foc la casa lui Dumnezeu. Și ăștia i-au torturat pe urmașii lui Ezechia. Pentru că atunci când te bazezi pe om, omul te dezamăgește. Dar atunci când te bazezi pe Dumnezeu, niciodată nu te dezamăgește. Spune Scriptura că tot ceea ce investim noi în împărăția Dumnezeu, Dumnezeu notează și răsplătește. Vreau să închei cu privire la acest subiect și aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Ce am predicat în această zi? Am predicat despre faptul că noi suntem chemați să dăruim, dar să dăruim în așa fel încât Dumnezeu să ne primească. Zilele trecute am predicat despre cum să postim ca lucrurile să se schimbe. Am predicat despre faptul, într-o altă întâlnire, cum să citim Scriptura ca Dumnezeu să ne vorbească. Și duminica trecută am predicat despre cum să te rogi să fii ascultat. Vă invit să ridicați în picioare și înainte să mulțumim Domnului pentru ziua aceasta, aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu și aș vrea fiecare dintre noi să ne rugăm lui Dumnezeu să spunem așa, Doamne, vrem să ne dăruim mai întâi pe noi înșineție. Vrem, Doamne, Dumnezeul nostru să luăm Biblia și te rugăm să ne vorbești prin Biblie. Ajută-ne în fiecare zi să citim Biblia. Vrem, Dumnezeul nostru, să ne facem obiceiul de a posti ca lucrurile să se schimbe. Vrem, Dumnezeul nostru, să ne facem obiceiul ca în fiecare zi să te căutăm cu rugăciune, ca tu să ne asculți și tu să dai mântuire. Poate în această dimineață când stai în prezența lui Dumnezeu, ai un viciu, ai o dependență de care nu poți să scapi. Iisus Hristos, Domnul, este prezent în adunare și în urma rugăciunii este gata să te ierte, este gata să te libereze. Poate nu ai pace, nu ai liniște în casa ta. Iisus Hristos este prezent în adunare și în această zi este gata să-ți dea pace și liniște. Poate ai o criză financiară, Hristos este gata să lucreze. Poate ai trecut printr-un necaz, Dumnezeu este gata să te mângâie, Dumnezeu este gata să te întărească. Poate ai nevoie urgentă de Domnul să lucreze în cazul tău, în casa ta, în familia ta. În această zi spune, Doamne, sunt aici în fața ta, atinge-te de mine. Poate ți este greu să-ți deschizi sufletul pentru Domnul și lucrarea lui, spune, Doamne, atinge-te de mine. Știi ce aș vrea să te rogi lui Dumnezeu? Să-ți deschidă Dumnezeu ochii, să vezi binecuvântările lui, slăvit să fie Domnul. Spune Scriptura că vine slujitorul lui Elisei și când vede, nu vede decât vrăjmaș. Iată, Domnule, câți ostași și adversari sunt aici care vor să ne facă rău. Și se roagă Elisei și zice, Doamne, deschide-i ochii,
Să vadă că sunt mai mulți de partea noastră decât împotriva noastră. Știți ce mă rog în această dimineață? Și aș vrea să ne rugăm cu toții, fiecare dintre noi, în momentele ce ne stau înainte, Doamne, deschide-ne ochii. Deschide-ne ochii să vedem că Tu ești aici. Deschide-ne ochii să înțelegem că Biblia este cuvântul Tău și să o citim ca Tu să ne vorbești. Deschide-ne ochii, Doamne, celor care nu mai postim, să putem posti, să primim putere din puterea Ta. Deschide-ne ochii și inima să vedem puterea rugăciunii, că Tu faci semne și minuni prin rugăciune. Deschide-ne inima, Doamne, să nu ne mai bazăm pe noi, ci pe numele Tău cel Sfânt. Și când vom pleca spre casă, să plecăm plini de bucuria lui Dumnezeu, plin de puterea lui Dumnezeu. Să poți să spui în această dimineață, la învierea m-am întâlnit cu Iisus Hristos. Iisus Hristos mi-a luat păcatul, Iisus Hristos mi-a luat îngrijorarea, frământarea și Iisus Hristos mi-a dat o viață nouă. Plec plin de prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu. Și încă ceva, îl duc pe Domnul la mine acasă. Ai vrea să-L duci pe Domnul această zi la tine acasă? Câți dintre voi ați vrea? O, Doamne, hai cu noi acasă. Dacă să vină Domnul cu noi, e nevoie să ne rugăm. Să spune, Doamne, ne dăruim pe noi înșine Ție. Vom deschide Biblia ca să ne vorbești prin Biblie. Ne vom ruga, Doamne, așa cum ne-ai învățat Tu, pentru că vrem să ne asculți și chiar Te rugăm să ne asculți astăzi. Vom posti ca lucrurile să se schimbe și vom dărui punându-ne încrederea în Tine. Ne rugăm cu toții Domnului.